Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Despre zilele groazei vom vorbi astăzi. Avem elemente noi. Un prim element interesant, credem noi, este o reacție a unui manager, și nu un manager oricare, este managerul Spitalului Obregia, doctor Andrian Țăbârnă se numește el, care a fost singurul medic de până acum care a declarat ieri într-o conferință de presă la Ministerul Sănătății, deci într-o postură oficială, că nu a constatat nici el, nici colegii lui care au vizitat pe acești oameni, abuzuri fizice care s-ar fi întâmplat asupra lor. Despre ce e vorba? În weekendul care a trecut, medicii de la Spitalul Obregia practic relatez și ce a spus el către opinia publică, ce a spus managerul, care este spitalul specializat pe suferințe psihice din București, cel mai mare din România. I-au vizitat în centrele unde sunt adăpostiți pe acești oameni. Declarația lui a stârnit cumva rumoare, nu doar în rândul publicului, ci și în sfera medicală, pentru că toți ceilalți medici de până acum, care au discutat sub anonimat, au spus că nu doar tratamentul efectiv, ci și ecchimozele, loviturile, urmele lăsate pe corpurile lor, în mod clar, sunt urmare a unor agresiuni fizice pe corpul acestor femei și bărbați internați în azilele din Ilfov. Am fost curioși la Libertatea să vedem cine este acest manager. Da. Și cariera lui profesională, fără a fi prezumțioși prin ceea ce spunem, pur și simplu figurăm niște fapte. Trebuie ca societate să avem totuși un set de fapte identice. Și după aia fiecare le cântărește și discerne și judecă cum vrea. Faptele sunt următoarele. Managerul Țăbârnă de la Spitalul Obregia a fost acum 11 ani subordonatul primarului Pandele din Voluntari. Mai exact, a făcut parte din departamentul de sănătate publică, departamentul medical al primăriei din Voluntari. După aceea, acum 3 ani de zile, a devenit manager, aproape 4 ani de zile, a devenit manager al Spitalului Obregia prin numirea directă de către Gabriela Firea, care era la momentul respectiv primarul Capitalei. Am discutat cu el și am încercat să înțelegem de unde a venit această declarație, ce a constatat el însuși sau ce a constatat colegii lui în legătură cu oamenii respectivi, și a spus că astea sunt constatările și că pur și simplu n-are de unde să știe dacă poate că au fost agresiuni sau așa. L-am întrebat totuși dacă nu știți exact totuși declarația respectivă, cum de a fost făcută cu atâta putere și atâta tărie, cumva în contrasens cu ce se declarase până în momentul respectiv, nu că trebuie să fim în consens într-o democrație. Da. Și a spus că nu are nici legătură asta cu că de altfel nu e amic cu niciunul dintre cei doi politicieni enumerați mai devreme, și că acestea au fost constatările lui. Am oferit publicului această informație și am mers la unul dintre centrele care găzduiește acum pe acești oameni. Sunt 28 de oameni care au fost vizitați de către o echipă de jurnaliști Libertatea. Și dau și numele jurnaliștilor, Mirela Neac și pentru că întotdeauna, știți, numele vedetelor TV se aud, jurnaliștii care fac teren se aud mai puțin, și Alexandra Șerban l-au vizitat. Situație cruntă și în același timp contrariantă. Cruntă pentru că, de exemplu, au avut dialoguri cu oameni care spuneau că erau siliți să muncească, să facă munci fizice, să măture, de exemplu, și care întrebați, ok, și dacă nu măturați, ce se întâmpla? Intrau aproape într-o stare de șoc, în sensul în care nici nu puteau nara, nu puteau povesti ceea ce se întâmpla după aceea, dacă refuzau să facă muncile și plângeau. În același timp, de dragul adevărului și al acurateții faptelor descoperite, sunt și oameni printre cei internați care au spus că ei personal nu au fost abuzați niciodată în cămilele respective și nici n-au văzut în jurul lor abuzuri. În general, cea de-a doua categorie este formată din oameni mai în putere, cu mai bună stare a sănătății fizice sau psihice, mai puțin vulnerabili. Aceștia susțin în general că nu au fost abuzați încă o dată. E vorba de un eșantion cam de treime, de 28 de oameni care au fost vizitați de către colegii mei. Bun, de urmărit acest caz care a șocat opinia publică din România. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.